Așa au reușit să se alinieze stelele pentru fiecare nativ în parte. Noi urmează să abordăm un subiect foarte delicat, dar și foarte autentic. Săptămâna trecută, prin intermediul mai multor canale de Telegram, în Republica Moldova au circulat informații, fake news-uri, de fapt, cu privire la anumite atacuri armate în instituțiile militare. Erau stări de panică, de anxietate. Părinții nu știau cum să-și pregătească copiii, cei mici erau super speriați, cadrele didactice erau nevoite să facă față acestor situații, așa că noi am decis să aflăm cum se pare că ar trebui să reacționăm, cum ne implicăm și cum îi învățăm pe cei mai mici să se informeze din surse veridice. Alături de mine este doamna Svetlana Gorea, psiholog, doctor în științe pedagogice. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! Așadar, săptămâna trecută nu a fost tocmai colorată pentru instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Nu o să discutăm doar despre acest incident. Vorbim în general despre modul în care noi, adulții, părinții, cadrele didactice, ar trebui să pregătim adolescenții, copiii pentru provocările cărora trebuie să le facă față. Dacă ar fi să începem așa de la un capăt, toate cadrele didactice au fost undeva instruite, pentru că din 2018 deja este cursul de dezvoltare personală, unde care se face practică din clasa 1 până în clasa 12. Unde acest curs este împărțit în 5 module, dintre care într-un modul se vorbește despre securitate. Uh-huh. Inclusiv sunt și programe despre acea securitate media, cum să corect să ne informăm, să ne protejăm, să facem o evaluare, să vedem din mai multe surse, să mergem pe sursele oficiale ca să putem să vedem este informația veridică sau nu. Asta ceea ce vorbim despre adulți și despre adolescenții mai măricei, începând cu clasa 8-a, care deja undeva mai conștient pot să se orienteze. În situația celor mici este un pic alta. Acolo este acea persoană cheie, este adultul. În cazul familiilor sunt părinții. Așa. Și în cazul școlii deja sunt cadrele didactice, este dirigintele, învățătorul, când clasele 1-4, care este și diriginte și învățător, față de care copiii au un atașament emoțional mai mare, de multe ori, decât față de părinți. Și iată aici, cadrele didactice, prin felul său de a fi, prin liniștea lor, prin formatul ăsta de încredere, vine prin modelul personal de calm și liniște și le explică copiilor despre lucrurile care se pot întâmpla. Deci le vorbim despre riscuri, poate fi și asta, și asta, și asta. Așa, însă, deci îi pregătim în avans. Îi pregătim ca să nu manifeste panică într-o situație sau cealaltă. Uh-huh. Respectiv, aici panica mai mare o fac adulții. Din păcate, școala, eu cum spun, poate nu este o expresie chiar destul de ok, este locul cel mai sensibil al societății, pentru că aici nu reușim ca sistemul educațional de fiecare dată să fim înainte, cum poate fi un analist, o facultate de economie, o facultate de juridică, să faci un pas înainte sau un minister. Și nu e un joc de șah. Da, pentru că școala vine undeva situația și se elaborează programe în conformitate cu situația, dar situația sunt în fiecare zi, pentru că situația care ne aflăm acum cu război în Ucraina, exact, este frica, panica foarte mare. Plus, eu undeva, chiar acum mergeam pe drum și făceam așa o analiză a sistemului, acolo unde politicul este în educație, unde eu în general ar pune o lege că la școală să nu se vorbească despre politică, dar iarăși nu este corect, pentru că copilul trebuie, în deosebire adolescent, să se învețe, să facă delimitarea aceasta corect, între informația corectă și da. Dar undeva această panică vine din exterior, vine cu războiul, vine cu situația care a fost acum mai recent în Rusia, cu ce s-a întâmplat într-o școală din Rusia. Așa. Este tragic. Și lucrurile astea vin direct la copil, pentru că și este problema jocul telefonul stricat, nu știm foarte bine cum informația din una concretă se face distorsionată, fix așa se întâmplă și cu toată informația, când se transmite informația din gură în gură, ea fiecare își apare cu informația, noi vorbim despre ce e culoare și fiecare o percepe în felul său.
dar nu mai vorbim despre informații mai concrete. De aceea, undeva de mici, noi trebuie să le dezvoltăm copiilor așa o gândire mai critică și mai mobilă, ca să poată să nu se provoace panica, că acolo unde vine panica, deja cortizolul este, mai ales copiii mici, la ei deja, de la supraîncărcarea asta emoțională care ei o au, la ei se blochează rațiunea, pentru că creierașul lor încă nu este bine dezvoltat ca să poată face selecție. Joacă mai mult pe emoții. Și apare gândirile iraționale, acțiunile iraționale, panica, deja de la sistemul corporală și respectiv se deconectează raționamentul, pentru că creierul se duce, toată energia lui se duce la sistemul de autoapărare, autoprotecție. Exact. Și respectiv de aici apare. Dar adultul este cel care vine ca model. Da, eu nu spun că noi nu suntem niște roboți să nu ne panicăm, dar să fim foarte atenți ce discutăm și ce vorbim în prezența copiilor. Pentru că copiii nu înțeleg ca adultul că asta este o istorie, asta a fost departe. Rusia este la atâtea mii de kilometri de noi. Copiii, s-a întâmplat aici și acum. Exact. Ei poziționează totul. Și respectiv frica aceasta, panica aceasta, ei o iau, o preiau direct de la adult și o iau precum cu el deja se întâmplă. Da, da, doamna Gorea, dacă e să facem referire nemijlocit la mesajele alea care circulau pe canalele de Telegram, copiii au început să le redistribuie, să-și informeze părinții, care mai panicați, care luau în derâdere, care înțelegeau că este vorba de un fake news. Dacă face referire la cei adulți, atât la cadrele didactice, cât și la părinți, aici am avut două tabere total opuse. Pe de o parte am avut adulți care au explicat, care au discutat, hai să vedem de unde pornește, că e un fake news. De cealaltă parte am avut și atitudinea asta gen, ai lăsați prostiile astea, nu vă umpleți capul cu nebunii. Este asta o abordare corectă? Nu este o abordare corectă, pentru că nu poate copilul să facă delimitarea aceasta. Și chiar și adulții. Sunt adulți cu diferite tipuri de sisteme nervoase. De aceea explicarea aceasta cu o încredere că totul este ok, uite, sunt situații, se întâmplă așa noutăți, ele au loc să fie, pentru că suntem într-o eră digitală unde orice lucrurile... afirmație poate deveni știre. Da, poate deveni știre și poate fi în așa format... dată, pentru noi putem unul să o vedem într-un format de isterie, dar altul să o vedem într-un format de o glumiță, hai să spunem așa. Dar oricum trebuie să fim pregătiți, adulții, pentru că de-abia de acum se începe acest lucru, pentru că odată ce a trezit niște emoții, orice știre ar putea fi trecută prin același filtru. Hai să începem de la asta. Așa. Dar depinde noi, adulții, cum ne vrem copiii noștri, începând de la noi, părinții. Și respectiv, noi trebuie să le explicăm părinților, copiilor acasă că, uite, sunt situații de asta și de asta și de cealaltă. Și copilul, când se duce încrezut, el în cine are încredere? În adultul care are grijă de el, care este suport pentru el. Și respectiv, el poate să ducă la școală să spună, uite, sunt situații, nu să spună că spui o prostie, uite, se întâmplă situații, că sunt oameni care nu chiar prietenesc cu raționamentele și respectiv, să nu le spunem mai urât aici, și respectiv nu face acest lucru un copil, oricum o face un adult, dar atunci când nu este o reacție de la societate, atunci nu hrănim orgoliul celei persoane ca să fie mulțumită de ceea ce a făcut. Și iar de nou ne includem noi ca adulți, care să le explicăm picilor, pentru că picii de azi sunt adulții de mâine. Și cum dacă noi acum le insuflăm o încredere în sine și punem accent pe raționament și punem accent pe faptul că, uite, în situație de criză este perfect pentru tine să faci 1, 2, 3, 4 pași, atunci copilul, când crește adult, el la nivel de inconștient acționează rațional, calm și liniștit. Ce asta înseamnă că trebuie să lucrăm foarte atent cu psihicul copilului, să-i explicăm, dar
ține foarte mult probabil și de gradul de încredere pe care îl are copilul în adult. De ce vreau să discutăm un pic despre asta? Foarte multe familii nu se discută despre aceste lucruri și apare tam-nisam, un astfel de subiect, și părintele vrea să fie super protector, dar copilul nu percepe asta drept o informație foarte apropiată, foarte de suflet. Cât de important este să construim în timp această zonă de confort, de dialog? Evident că perfect ar fi așa, să fie construită în timp, însă începem de la faptul că foarte mulți din părinți, ei singuri nu știu, nu au primit această lecție când erau ei la vârsta picilor, care azi sunt copiii lor. Chiar acum pregăteam o conferință și era acolo o expresie că noi nu trebuie să pregătim drumul copiilor, dar copiilor către drum. Și respectiv, noi trebuie să venim noi ca model, dacă noi nu știm cum să acționăm într-un format sau altul. Important, evident că fiecare din părinți, eu n-am văzut un părinte care să nu-și dorească copilul său să aibă o viață ok, când va fi adult, mai bună. Evident că fiecare ne dorim copiii să trăiască o altă viață decât o trăim noi. Dar noi, de fapt, adulții de azi, nu investim în copiii noștri, dar în nepoții noștri. Peste o generație, sărim. Da, noi sărim peste o generație. Pentru noi, cum ne educăm copiii acum, ei vor educa nepoții. Și respectiv se sare de fiecare dată, cam ciclul ăsta așa și merge. Dar e un salt frumos până la urmă. Noi ne pregătim pentru educarea nepoților până la urmă. Și respectiv, calmul, liniștea și raționamentul, copilul așa învață. Și copilul, pur și simplu, adulți trebuie să înțeleagă că îndeosebi părinții, că noi pregătim copilul pentru ca el să se poată orienta mai bine în viață și în situațiile de criză să acționeze calm și liniștit. Că acolo unde ești calm, acolo este raționament și tu poți să acționezi corect. Gândim la rece și ne asumăm deciziile. Ar fi și gândit la rece asta când deja crești, da. Ești adult. Dar acum, prin prisma emoțiilor, în primul rând adultul trebuie să-l învețe pe copil să-și exprime ceea ce vrea el. Nu, ei lasă prostiile, ei spuneți, îi lasă că am fost și eu copil, sau ei nu te mai supăra, nu, pentru el este o tragedie, pentru noi că am călcat o furnică, nici nu o vedem, dar pentru copilul asta este o tragedie, o dramă până la urmă, pentru că el trăiește cu asta. Deci ne practic desconsiderăm trăirile. Da, dar aici să trăim cu el, să ne bucurăm un pic, avem încă un copil care, spune că dacă n-ai bunici să-i cumperi, da. Dacă vezi că copilul tău nu face ghidușie, nu este foarte activ, trebuie să-l duci la medic să vezi ce nu este în ordine. Vorbind așa la pentru că e firesc figurat. Copilul să facă baza, da, și este normal, pentru că trebuie să-i permitem copilului la fiecare. Da, sunt reguli, sunt limite, asta deja este o altă istorie. Da. Dar modelul adultului este ceea ce învață copilul. Pe final, aș vrea să veniți cu niște recomandări pentru părinți. De ce ar trebui să țină cont cel mai mult în procesul de pregătire a copiilor pentru astfel de situații mai incerte, mai neplăcute? În primul rând, de vârsta copilului. Asta este primul factor care trebuie să le ia în calcul. În al doilea rând, trebuie să fie foarte atent la mesajul, cum percepe copilul mesajul. Să explice, să fie foarte explicit. În al treilea rând, să nu panicheze singur părintele și să nu facă isterie din lucrurile. Dacă este foarte grav, să-i spune, uite, situația este gravă, dar hai să ne gândim cum să acționăm. Și în al treilea rând, părintele singur să fie ca model în situații de criză, cum să acționeze. Și iată, acești factori care sunt de bază, aici așa o să ajute copilul să ajute și părintele. Așa. Pentru că el știe că are un picel și spune, de multe ori se întâmplă când noi educăm copiii și ne merim într-o situație și facem o isterie și copilul liniștește, expiră, inspiră, calm, hai acum să vorbim. Acum e momentul bun ca să discutăm. Mulțumim tare frumos că ați acceptat invitația noastră și vă mai așteptăm cu mare drag pentru a aborda aceste teme care țin de educarea unei societăți elevate. Sănătoase. Așa.